Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Suceava anunță că au fost publicate versiunile consultative ale ghidului solicitantului pentru alte 4 submăsuri de finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020. Potrivit conducerii Oficiului Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Suceava, sunt disponibile versiunile pentru submăsura 6.2, sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zonele rurale, și submăsura 6.4, sprijin pentru investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole. Ca urmare a observațiilor primite în sesiunea trecută, ghidurile consultative pentru cele două submăsuri prezintă mai multe clarificări, precum și elemente de noutate. Printre altele, foarte important de reținut, valabil atât pentru submăsura 6.2, cât și pentru submăsura 6.4, este faptul că solicitanții care își creează mai mult de un cont pe site-ul AFIR și care depun mai multe proiecte în aceeași sesiune vor avea toate proiectele declarate neeligibile, susține conducerea Oficiului Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Suceava. Conform sursei, au fost făcute publice și două submăsuri noi aferente PNDR, care vor fi lansate pentru prima dată în această sesiune. Este vorba despre submăsura 16.4, sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în sectorul agricol, și submăsura 16.4a, sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în sectorul pomicol.